Potrivit Agenției Naționale de Turism, în luna februarie 2011 s-a stabilit printr-un act normativ că unitățile de cazare, fie că sunt hoteluri, moteluri, hosteluri, pensiuni, hanuri sau alte structuri, se pot autoevalua și autoclasifica. După autoclasificare, instituțiile statului urmau să verifice dacă numărul de stele pus de proprietar pe fațada hotelului corespunde gradului de confort și calității serviciilor din unitatea respectivă. Astfel, din 2011 s-au autoevaluat în vederea clasificării sau reclasificării 5947 de structuri de cazare, din care 1868 au fost verificate. Citez: am hotărât să renunțăm la autoclasificare pentru a crește calitatea serviciilor și pentru a nu îi lăsa pe proprietari să interpreteze subiectiv legea. Au fost cazuri în care s-a procedat subiectiv și când structuri de cazare au fost clasificate la un număr de stele, dar în realitate condițiile de cazare nu corespundeau. Am încheiat citatul, a declarat agenției Răzvan Filipescu, președintele Autorității Naționale pentru Turism. Modificarea normelor metodologice pentru funcționarea hotelurilor și agențiilor de turism, prin care clasificarea structurilor de cazare se realizează de către stat, a fost făcută printr-un ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Turism, intrat în vigoare la jumătatea lunii iunie. Filipescu a spus că toate cele peste 4.000 de unități de cazare autoclasificate și neverificate până în prezent și instituțiile statului vor face obiectul unor controle ale inspectorilor Agenției Naționale de Turism până la sfârșitul anului. În cazul în care se vor constata neconcordanțe, unitățile de cazare vor fi reclasificate. Citez: începând cu 14 iunie, unitățile de cazare depun la Agenția Națională de Turism documentele pentru clasificare, iar în termen de 30 de zile li se eliberează o autorizație de funcționare provizorie. Aceasta este valabilă pentru maxim 30 de zile, interval în care Agenția Națională de Turism este obligată să verifice unitatea respectivă. După verificare, în maxim 15 zile, autoritatea emite un certificat de clasificare. Am încheiat citatul, a explicat Răzvan Filipescu.